Salut pescari! Sunt Sorin, tot pescar și blogger pe www.totpescuit.ro și astăzi vă iau cu mine la pescuit. Dar înainte de toate vreau să vă arăt ceva. Haideți să vedeți cum ar trebui să arate o mașină de pescar. În primul rând, roțile ar trebui să fie în permanență acoperite cu noroi. Cam așa. În al doilea rând, vopseaua originală trebuie să nu se mai vadă. Trebuie să avem aici zgârieturi, praf, nisip, noroi. Haideți să intrăm înăuntru. La interior, praful trebuie să fie de minim un deget. Haideți să vedem ce avem aici. Lansete pentru toate speciile de pești. Woblere, năluci, echipament de filmare. În spate, barca, cizme, în portbagaj, genți, mai multe woblere, mai multe năluci, mincioage. De când am pățit faza cu somnul, nu știu dacă ați văzut ultimul videoclip, un somn mare mi-a înfipt o ancoră în deget. Am cu mine 4 feluri de mincioag. Nu mai risc nimic. Vâsle, podină, încă o pereche de cizme. Țin foarte mult la ordine și disciplină, trebuie să fie totul foarte bine organizat, după cum vedeți aici. Cam așa trebuie să arate o mașină de pescar. Hai, pregătesc barca și ne vedem pe apă. Bun, în sfârșit am intrat pe apă. Vom încerca să facem astăzi un pescuit la știucă. Din informațiile mele, știucile au depus icrele aici în urmă cu o săptămână și jumătate. Iar pescuitul la știucă în această perioadă poate fi foarte dificil, o adevărată provocare. Pentru că, spre deosebire de șalău și son, în perioada în care își depun icrele, știucile nu sunt deloc interesate de nălucile noastre. Ba mai mult, după depunerea pontei, au o perioadă de lăuzie, în care nu se hrănesc foarte bine. În ultima vreme am înțeles că s-au prins știuși foarte puține și mici. Dar în pescuit există o singură certitudine. N-ai cum să prinzi pește de acasă. În rest, aproape totul e posibil. Hai să vedem ce reușim astăzi. Sunt foarte curios să văd câte grade are apa. Bun, apare în jur de 12 grade la suprafață. Cu siguranță la fund nu sunt mai mult de 90 grade. Zic să începem pescuitul cu o gumă. Ce părere aveți? Ceva pe verde? Hai să vedem. Da, băieți, prima știucă. Super! Mi-era dor de un atac.
Mi-era doar de un atac de știucă. Iată prima știucă a partidei. O știucă frumoasă, sănătoasă. Uite ce bine a luat Neluca. Ce știucă frumoasă. Super. Când am ajuns eu, erau deja doi pescari pe lac. Băieții insistă în larg, așa că eu am ales să bat zona malurilor. Informațiile pe care le-am primit despre reproducerea știucii nu sunt 100% exacte. Am auzit încă bătăi în stuf, așa că sunt încă știuși care nu au depus. Când am intrat cu barca, am observat că deja e destul de multă vegetație în zona malurilor și destul de mult peștișor adunat acolo. Așa că eu voi insista mai mult pe lângă maluri. Nu are rost să fac același lucru pe care îl fac ei, mai ales că, din câte am observat, nu au prins foarte bine. Încă o știucă frumușică. Prinsă la același toc minou. Am încercat multe năluci, am încercat și voblere, am încercat și oscilante antibrădiș. Hai să revenim la gume și să punem o culoare un pic mai agresivă. Da, băieți. În sfârșit, o trăsătură. Am pescuit destul de mult fără trăsătură. Și pare a fi o știucă puțin mai frumoasă decât celelalte. Ce frumoasă e. Uite-o pe cum a tras știucă. Agățată în colțul gurii. Frumușică știucă. Super. Hai să continuăm pescuitul. Incredibil. Chiar lângă barcă.
A atacat chiar lângă barcă. O mărliță. Bine că avem activitate. Spune repede, unde e bunica ta? Hai, să vin apoi când crești mai mare. În sfârșit, în sfârșit am luat-o. E o știucă care a atacat de 3 ori. Înainte să o prind, de 3 ori m-a păcălit știuca asta. Ce s-a întâmplat? Ah, s-a încălcit în fir. Mârlița asta m-a păcălit de 3 ori. Vă vine să credeți. Și până la urmă am păcălit-o eu. Ia uite. Așa arată după depunerea icrelor. A fost puțină bătaie acolo în stuf. Pentru generația următoare de știuci. Dar a meritat. Ia uite. Prinsă în colțul gurii. A sângerat puțin, dar nu e foarte grav. O să-și revină repede. Hai, du-te înapoi la treburile tale. Prieteni, am avut astăzi parte de o zi frumoasă, de primăvară adevărată. Am văzut și câteva știuci, chiar dacă n-au fost foarte mari, eu sunt foarte mulțumit. Pe praful din zilele noastre, orice pește trebuie apreciat. Dacă vreți să știți cu ce echipament am pescuit astăzi, voi pune ca întotdeauna link-uri în descrierea videoclipului. Sper că v-a plăcut la pescuit alături de mine și că mai veniți și altă dată. Dacă e așa, nu uitați să-mi dați un like sau lăsați-mi un comentariu, citesc toate comentariile voastre și promit să vă răspund. Hai, până data viitoare vă salut pe toți! Fire întinse!